Bun găsit, dragi prieteni! Continuăm seria istoriilor secrete. Astăzi, alături de mine, un personaj al cărui nume vă poate surprinde. Pe mine, cel puțin, m-a surprins să aflu de domnia sa și să-i aflu povestea. Nicolae Ceaușescu. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Un nume foarte greu, un nume care trezește pentru unii amintiri plăcute, pentru unii amintiri mai puțin plăcute. Un nume care sunt convins că v-a și fost de folos, v-a și încurcat probabil de-a lungul vieții. Cum e când vă prezentați cuiva? Bună ziua, cum o faceți? Port un nume de care sunt mândru. Așa. Ca de toată familia mea. Pentru că știu ce au făcut și nu am să reproșez mare lucru, în special familiei apropiate. Mie, în afară de mici defecte pe care le avem toți, nu suntem niciunul perfect, nu cred că mi se pot reproșa foarte multe, foarte multe lucruri de cei care mă cunosc. Nu mi-am ales, așa mi s-a ales numele, neavând legătură cu fostul președinte, Nicolae nu vine de la unchiul meu, vine de la tatăl bunicii mele, care a murit la cedarea Ardealului în 40, într-un conflict cu jandarmii maghiari. Deci originile, jumate din originile mele sunt ardelenești, jumate sunt de la Scornicești. Sigur că multă vreme n-am realizat ce înseamnă numele ăsta și nici nu realizam poziția unchiului meu, nici a tatălui meu fiind copil. Dar înainte de 90 era un nume care mă obliga. Dar până la acel moment, astăzi, când vă întâlniți cu Div, uite cum ne cunoaștem noi doi pentru prima dată, am văzut că n-ați avut nicio săi de ezitare să spuneți Nicolae Ceaușescu, bună ziua. Păi de ce aș avea? De regulă mă prezint Nicu Ceaușescu, că așa sunt cunoscut, mai cunoscut cu prenumele, e mai scurt, Nicu. Și celor care nu mă cred și îmi spun, termină cu glumele, cu miștoul, cu astea, le spun, da, îmi cer scuze, am făcut mișto, într-adevăr, mă cheamă Nicolae Ceaușescu, nu Nicu Ceaușescu. Și lumea este surprinsă, unii apreciază, unii sunt neutri, dar aș minți să spun că am primit reproșuri sau s-a aruncat cu pietre în cei 30 de ani de oamenii normali. Am avut sincope vis-a-vis de cei care au fost înainte pe diferite funcții și au fost în sfera aceasta sau aceea politică și s-au vopsit repede, 90, că știți, era vopsea mult, culorile erau la fel, da, și au trecut de partea cealaltă a baricadei. Da, păi nu, v-am întrebat asta pentru că în discuțiile până în debutul acestei ediții spuneați că uneori v-a ajutat, altori v-a încurcat, a fost uneori o piatră grea de tras după dumneavoastră acest nume. Înainte de 89, în mod evident, deschidea niște uși și vă era de folos. Dar până la cum a fost viața după 90 încolo și care a fost destinul familiei Ceaușescu, ajungem și acolo, dar vreau să vorbim un pic despre momentele din înainte de 89. Ce păstrați în amintirea dumneavoastră? Să le spunem celor de acasă, în primul rând, celor care ne privesc de acasă, din mașină, de unde ne ascultă, fiecare de unde poate. Sunteți fiul lui Ion Ceaușescu, profesor, doctor, inginer în agricultură. A fost părintele horticulturii moderne, deși nu mai recunosc toți cei care au făcut parte din sistemul ăsta. Din fericire, cea mai mare parte îi recunosc meritele. A condus un colectiv care a introdus foarte multă tehnologie, multe concepte noi, începând cu serele în 62-63 din Olanda, serele de sticlă, serele de plastic, depozite frigorifice, stațiuni de cercetări în vie, pomi, legume, depozite de păstrare cu atmosferă controlabilă, aveai practic legume, fructe de la o recoltă la alta, care nu mai sunt. Deci s-au pierdut. Capitalismul. S-au pierdut.
Da. În negura capitalismului. Acum mă uimește foarte mult că apar fel de fel de oameni, bine intenționați până la urmă, care spun, dom'le, ne trebuie depozite să păstrăm cartofii. Ne trebuie soiuri adaptate la condițiile din România. Deci am aceeași profesie. Uh-huh. Dar am făcut horticultură, nu din obligație, din convingere. Am trăit la 30 decembrie, unde bunicul a fost director 37 de ani. Acolo s-au și cunoscut ai mei, s-au căsătorit. Și mi-a plăcut foarte mult domeniul ăsta. Și știu foarte multe în afară, că am făcut și am profesat vreo 6 ani până 90. Știu foarte multe din realizările din vremea respectivă ale colectivului de horticultori, uh-huh. pentru că era o armată de oameni, nu vă închipuiți că a făcut-o unul, cum nici Ceaușescu Nicolae, unchiul meu, n-a făcut singur Casa Poporului, baraje, canal și alte apartamente și alte realizări, a condus un colectiv, într-adevăr. A fost dictator și a spus, bă, faceți. Le-a dat bani și au făcut. Așa și în cazul ăsta, deci era o armată de oameni, un colectiv de specialiști, unii sunt academicieni acum. Da, și deci sunt fiul tatălui meu, am terminat horticultura, am lucrat la fosta întreprindere de sere 30 decembrie, nu mai este nimic acolo, absolut nimic. Deși a fost un domeniu regal, s-a extins cu timpul, ajunseseră la o producție marfă în 89, la jumătatea anului, de 3 miliarde de lei la valoarea leului de atunci, din agricultură, industria alimentară și comerț cu animale. Aveți 61 de ani, dacă tăiem pe din două această vârstă... Jumate în capitalism, jumate în comunism. Exact. Care jumătate vă place mai mult? E sigur că prima, pentru că e vârsta una. Așa. A doua. Era mult mai multă siguranță, erau lucrurile mai așezate, pentru că haideți să ne înțelegem, sunt părerile mele. Nu vreau să vă lămuresc sau să lămuresc pe cineva. Bun, noi aici nu ne-am întâlnit să ne lămurim unul pe altul. Sau noi să ne disculpăm, sau să culpabilizăm pe cineva. Lămuriți. V-am chemat să vă aflu. Părerea o mea este personală. Că nu este un capitalism autentic, uh-huh. ce se întâmplă la noi de 30 de ani. De asta vă și spuneam că foarte mulți care aveau aceeași pregătire ca și mine, adică am fost pregătiți pentru o altă societate care s-a prăbușit, n-a mai existat, a cerut-o interesul istoric. Aici e foarte mult de discutat și nu sunt eu măsură să vorbesc despre chestiile astea. S-au lansat în economia de piață, capitalismul ăsta sălbatic din România, care, după părerea mea, a fost foarte greșit înțeles, greșit aplicat. N-a fost simplu pentru nimeni, mai ales pentru părinții și pentru bunicii noștri, care bunicii cel puțin au trăit cam toată viața în acea perioadă. După unii neagră, după unii de aur, depinde cum vrem să o portretizăm. Dar cum era viața unui membru al familiei Ceaușescu înainte de 89? Deci, aș minți să spun că nu existau avantaje. Avantaje în sensul că oriunde mergeai și aveai un nume, uh-huh. aveai numele, ți se deschidea uși, erai ajutat în problemele pe care le aveai. Dar era o cutumă pe vremea respectivă, vorbesc și aș vrea să subliniez că vorbesc în dreptul meu și al familiei mele, mama, tata, eu și sormea. Nu vorbesc în numele altora ca să nu mi se ridice nimeni în cap. Eram foarte bine instruiți să ne purtăm super civilizat, super, super, să fim exemple, ceea ce era foarte greu să... având idei mai libertine, hai să spun, nu spun liberale, mai libertine, să te încadrezi în sistemul de atunci. Sormea, fiind fată, a reușit mult mai bine ca mine. Eu am fost mai rebel puțin. Ați făcut parte din celebru grup de joacă. Asta e viața, oraș. Viața joacă feste. Serghei, Mădălin Voicu, Nicu Ceaușescu. Deci viața joacă feste câteodată. Da. L-am întrebat și pe Serghei, dacă își mai aduce aminte, că a fost înaintea dumneavoastră la acest podcast, cum a luat nașterea acest grup și n-a știut exact să-l încadreze deci nu se poate da o rețetă, paranteză temporală. Gândiți-vă că trăiam în același cartier, da? Era cartierul Primăverii. Uh-huh. Nu avea nimeni proprietate acolo. Toate locuințele erau pe perioada cât dețineau titularii funcții. Nu ca acum 60 de zile, facem contestație, plecăm, nu plecăm din casa din Primăverii.
atunci terminai, în 30 de zile îți luai bagajul și plecai. Fie în provincie, dacă îi muta prin provincie, fie în altă parte, primeau locuință în altă parte. Și fără să avem vreun plan, ne întâlneam la colțul străzii, jucam fotbal, furam cireșe, adică eram normal. Viața normal. În cartier. Viața de cartier, când eram copii. După aceea s-au mai schimbat lucrurile. Și ne-am cunoscut. Normal că la vârsta aceea, și noastră ați fost copil și probabil că aveți prieteni din copilărie, prietenile se leagă mult mai ușor, se leagă mult mai dezinteresat ca acum. Pur și simplu. Da. Eram o gașcă de golani, că așa eram etichetați, pentru că spărgeam geamuri cu mingea, jucam fotbal pe stradă, chiuleam de la școală. Ce face un copil normal? Că... Dar unde în cartierul Primăverii Străi, mai exact? Deci eu am stat pe actualul Mircea Eliade, ai mei au stat pe Mircea Eliade, la 300 de metri de reședința din Primăverii 50. A familiei Ceaușescu, cea mare, Palatul Ceaușescu, exact. Așa cum și la mijlocul, până în Primăverii, deci de la Kalinin până în Primăverii, la mijloc era o stradă lată și acum există Armindenului, unde se întâmplau toate nenorocile, că fi mijlocul cartierului, era pietonală sau se ce? Nu. Era închisă. Tot cartierul era pietonal. Aveau acces. Că era închis, era acces doar pentru... Aveau acces doar cei care stăteau acolo. Da. Bine, asta mult mai târziu, prin anii, cred că 80, s-a întâmplat chestia asta, pentru că la început defilările, 23 august, 1 mai, defluirea se făcea pe Kalini și stăteam la poartă cu copiii de vârsta mea, prieteni pe care aveam acolo în cartier și ne uitam la demonstrații. Era o plăcere. Deci pe acolo treceau demonstrațiile, da? Când, după ce treceau prin piața. Așa, când... Adică era deschisă, zona era deschisă și pe traficul sigur, normal. Da, și când se spuneți că s-a închis? Prin 80 a început, mi se pare că s-a închis. S-a închis prima dată Kalinin. Când a început și psihoza lui Ceaușescu. Da. Să știți că n-a fost psihoza lui. Dar stați puțin, stați să rămânem la crâmpeiul ăsta de descriere a vieții cotidiene. Și m-am cunoscut cu aceste elemente destructive. Coronzivă pentru societatea model pe care comunismul încerca să... Prietenul dumneavoastră, care îl tot ridicați în slăvi. Pe cine? Mai exact. Globetrotterul ăsta al televiziunilor, ăsta care știe de toate. Bă, Serghei, prietenul meu de viață. Așa. Ăsta a fost ca un, să spun eu, ca o răzătoare și a suminat comunismul din interior. Ăsta a dat lovitura de grație comunismul. Haideți, deci asta, ăsta a făcut tot ce se putea face. Ăsta făcea tot ce se poate face să denigreze comunismul. E o glumă noastră. Da, da, da. Pentru că era, tot ce făcea era atipic și era ieșit din tipare. Sigur, părinții, probabil că și ai dumneavoastră și ai mei și au fost educați într-un alt spirit. Noi eram autoeducați în alt spirit și de clicul s-a produs. Dar de ce autoeducați? Poftim? De ce autoeducați? Faptul pentru că părinții nici, dumneavoastră erau pentru, v-am zis de la început, deci acasă aveam discuții foarte mari cu părinții, inclusiv Serghi, cu tatălui, cu Paul Niculescu Mizil și cu mama, lui, cu Lidia Mizil, niște oameni deosebiți. Nu, deci vă băgau în ședință, nu vă lăsau așa de izbăriște. Ce vorbești? Eu, nu seamănă cu ce vedeți voi. Nu. Erau niște oameni intelectuali de rasă, tatălui. Niște oameni. Dincolo de condiție și pregătire intelectuală, da. Deci nu admiteau, dar n-aveau cu cine. Da, ce să-i facă? Să-l împuște? Era singura soluție, să-l ducă în Siberia, unde dracu să-l ducă? Da. Și când eram toți, vă dați seama că era foarte greu, că nu făceam tâmpenii de unul singur, mergeam pe stradă și făceam tâmpenii. Era greu să le faceți, corect. Aveați nevoie de echipă. Le făceam împreună. Da. Și, asta e, pe la ce vârstă a început să funcționeze acest lucru? Deci îi știam de mici, ei sunt mai mare, Serghei cu 8 ani, Nicu era cu 10 ani mai mare ca mine. Da. Și îi știam de mici. Avem și niște poze pe care ni le-ați pus la dispoziție, haideți să le rulăm un pic, că poate le și descrieți. Da. Și aici e Nicu cu Donca, înainte de 80, cu certitudine, da. Pe la cota 1400, cred că eram. Vă rog. Așa. Asta erau din escapade la munte, nu? Da, m-a făcut o excursie chiar foarte reușită atunci, în zona aceea, Stâna, Sinaia, cota 1400. Ia să vedem ce poze ne-ați mai dat, dacă putem să le rulăm. Aici era cu loc celebrul, da? Celebrul este un prieten care e plecat de foarte multă vreme în
Statele Unite, a făcut carieră acolo. Pentru cei care nu vă identifică, sunteți cel cu părul scurt, e foarte clar din stânga. În alb, blond, cu ochii albaștri, dar viața m-a transformat. Da. Și Tache, de exemplu, nu, Mihai, nu era un copil de nomenclaturist. Deci Gașca s-a făcut pe prietenii, pe afinități comune. Deci nu conta, nu făcea nimeni dosarul. Băi, trebuie să fie, ca să te împrietenești cu ăsta, tasul trebuie să fie... Dar nici măcar Elena Ceaușescu nu avea grijă cu cine se întâlna băiatul ei. Însă a apărut mai târziu cu păreri. A apărut mai târziu în peisaj. A apărut mai târziu. Stați că ne spuneți. A avut păreri... Da? La obiect. Și eu eram prieten, că eram prieten. V-am spus. Eu m-am atașat lor, sau am fost atașat. Am fost atașat, mai bine zis. În 77, aveam 16 ani, primul an de liceu, a murit bunica, mama tatălui, și până atunci am fost ținut departe pentru că erau acuzați de fapte reprobabile. De exemplu, Serghei cu Nicu venea la un vecin, nepotul lui, nepotul arhitectului Doicescu, lucrat în televiziune, Zaza. Știe toată lumea de Zaza, Dumnezeu să-l odihnească. Stăteam gard în gard și fata care avea grijă de noi, maică-mea la servici, tata la servici, nu vrea să le dea vin de la tata. Și atunci ei veneau și bombardau... cu boala lui din tinerețe, da. Și bombardau cu camera lui sormea, care era mică, până într-un an, un an, doi ani, ceva de genul ăsta, o bombardau cu cartofi să o facă pe aia să cedeze nervos... Să le dea vin. Ei, deci asta era unul. Să putem să admitem că Serghei era capul răutăților? Nu i-aș pune tot în cârcă, dar 99% da. Am înțeles. A fost un om cu idei de mic. A avut numai idei bune. Am înțeles. Și acum, la mormântarea bunicii, am stat cu Nicu la pomană, la masă, a văzut probabil în mine un element care promitea. Eram avid de cunoștințe noi, eram receptiv, prindeam repede, așa. Și am venit împreună la București. M-am luat cu el cu mașina, am venit la București. Vă dați seama că la 16 ani să vii cu antimergător, mașină, cu sirene, cu stație, cu aia... Nu. A fost cumva un moment în care v-ați dat seama de adevăratul statut pe care l-aveți? Atunci a început să fie, da? Să fie momentul în care mi-am dat seama, dar, repet, mă aduceau ai mei imediat pe linia de plutire, pentru că n-aveam... Aici tot cu Serghei? Tot cu Serghei, cu... Ăsta este un... La un restaurant normal? Nu, ăsta este vila de protocol la fostului președinte la Predeal, Tilea, să cheamă acum, nu știu ce mai este acolo, și am făcut un... Am vrut să facem și noi un rebelion. Mai țineți minte anul? 78, 79, ceva de genul ăsta. Și am vrut să facem. Grupul era în plină efervescență, da? Să facem un rebelion ca oamenii. E, asta era la început. Că pur atunci toate ieșiseră ca oamenii. A doua zi dimineață a trebuit renovată vila. Nu pot să cred. Da. Ce a Maimuța asta să dădea... Să fim cuvinte. Într-una din... ce am spus? Maimuța. Domnul Maimuță, pardon. Așa. De Serghei vorba, da? Da, da. A fost și Nicu la petrecerea Sigur asta? Sigur că da, a fost și Nicu. Ăsta este un academician, un băiat deosebit, Mircea Valută îl cheamă. S-a ocupat în Brașov cu... Și Serghei, un alt academician de renume. De renume internațional. A fost aproape președintele Academiei, da. Sigur, a fost laureat al festivalului Iubiș Prințul, frumoși da, băieți din da. Podgorii. Deci erați fost... o brigadă, ce să mai... Și să dădea, e un candelabru la un moment dat, parcă mai în dreapta, cum ne uităm la poză, așa, din fier forjat, și ăsta să dădea la un moment dat în leagăn pe candelabru ăla. Serghei. Da, iar pe pereți, dacă puneai mâna, te curentai la 5 dimineața. Dar doamnele acelea care se erau fetele, și dânsele da, pe spatele fetele, noastre, ce au făcut? Erau ospătărite. Cum au supraviețuit? Ce puteau să facă? Nu, n-aveam glume fizice. Cu... Nu în sensul de glume fizice, când vedeau modul în care vă manifestați, adică... Ce să facă? Dumnezeule, ce să facă? Să sună la miliție, corect. Să vină miliția să-i să după ce au miliția era cu noi. Securitatea era la masă cu noi. Cine dracu să Exact. Când spuneați că la un moment dat a intervenit Elena Ceaușescu, nu s-a mai putut, pentru că se legendarizase deja grupul și vorbea lumea. Știi ce se întâmplă? Nu erau lucruri care, sigur, la vremea respectivă erau diferite față de ceea ce făcea un om normal. Dar mergeam pe plajă normală la Neptun, la Steaguri. Eram cu monitorii de schi cu salvamari, eram prieteni, apropo de ce vă spuneam mai devreme. Deci aveți niște repere, să le spunem celor de acasă. Iarna la Predeal, vara pe litoral. Da.
ce? Și în weekendul la Snagov. La Snagov. Deci asta făceau marea majoritate a oamenilor. Normal din acea perioadă. Din acea perioadă. Așa. Că noi stăteam la o vilă și ceilalți stăteau la hotel. Ironia, sper, sper că s-a simțit ironia. Da, 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 da. Da. Nu, dar era accesibil foarte unei categorii foarte mari de oameni, mersul la mare și la la munte. Acele programe, da. Că unii stăteau la hotel, unii stăteau la în vile de stăteau în vilele părinților, că n-avea nimeni, Nico a avut mult mai târziu a avut vilă, dar restul stăteam la vilele pe care le ocupau părinții. Mhm. Serghei. Dar cum era cum era procedura ca copil îi anunțați pe ai dumneavoastră, sunați, cum se întâmpla o ieșire de asta? Cu cine o organiza? Cum se organiza? La nivel de protocol mă refer. Că spuneați că aveți de mergători, deci trebuia disponibilizat. Nu, Nicu avea, nu, noi n-aveam. Noi eram fii ploii, n-aveam. Dar nici nu ne oprea nimeni, că nu ne oprea. Nu vedeau bine milițienii pe vremea aia. Am înțeles. De exemplu, în situația mea, ai mei n-aveau o vilă anume la care mergeau la munte, la mare. Și o vilă să mergea 10 zile, atâta era concediul demnitarilor, să mergea 10 zile, după care veneau alții. Am înțeles. Tatăl lui Serghei, de Nicu, n-are rost să vorbesc, că vă închipuiți că stătea în casa părinților și era permanent. Serghei, tatăl lui Serghei fiind în comitetul politic executiv, erau mâna aia de oameni care aveau alte privilegii, beneficia la lung de vilele astea. Eu fiind și mai mic, Serghei vorbește de niște lucruri care s-au întâmplat în perioade diferite. Adică a fost într-adevăr mult mai ușor și s-au întâmplat mult mai multe lucruri. Erau niște lucruri care epatau foarte tare. Rețineți-o trăznaie de asta care a avut ecouri, ceva ce că mie mi-a povestit Serghei niște, a fost lucruri, am crezut că sunt la limita... Crezi că a fost una? A fost liniștit, au fost, dar sunt din nimic, nu ne mobiliza nimeni. Uh-huh. Eram atât de inteligenți și ăsta avea cele mai multe idei. Am înțeles. Serghei. Și vorbeați de intervenția tovarășei, când s-a întâmplat? Prin anul 80-81, așa. Deja Lunicu îi stabilise un traseu în viață și normal că un om care vrea să aibă o carieră, mai ales o carieră politică... Dar el era de acord cu traseul pe care îl trasase deja tovarășa, familia? Da, i-a plăcut și era un lucru i-a care... I-a plăcut ideea de a fi om politic, care, de a pleca la Sibiu și mai departe, poate, perspectivă de preluare. Da, asta cu preluatul n-am auzit-o. Deci la Nicu n-am auzit-o niciodată. Știam din 82-83 că vine Iliescu, Asta mi-a spus și Serghei, că se vorbea în casă la noi, dumneavoastră, în casa deci lui Serghei, în casa Ceaușeștilor. Deci că vine Ion Iliescu, dar vorbim și despre asta. De FSN, în fine, să ajungem acolo. Da. Și în 80-81 s-au făcut destorile de multe abateri de la Etica și Echitatea Comunistă. Repet, nu niște lucruri care să explodeze, să pericliteze siguranța cuiva sau ceea ce vedem noi acum pe la televizor, chestii din astea. Dar sigur că erau ieșite din comun, pentru că oricine altcineva și-ar fi permis așa ceva, a doua zi era în vârf de munte, cu toporul în spate, tăia la brazi sau la canal. Și în 80 a început să îi risipească pe cei din jurul lui Nicu. Mai concret? Păi pe Serghei, pe Tache plecase în Statele Unite, pe cei care erau în jurul lui. Le dădea sarcini în alte județe, în alte de culcai la București și dimineața să trezeau cei care lucrau și lucrau într-un sistem. Să trezeau la Sighetul Marmației sau la Cucuieții din Dar. Eu, fiind student, am scăpat o perioadă și am rămas alături de Nicu până în ce an? Până când a murit. Da, da, a intervenit plecarea lui la Sibiu. Da, nu, a rămas în contact. Da? A rămas că Serghei spunea că atunci s-a rupt pentru ei. Nu, a rămas în contact. Ruptura, v-am spus, a fost prin 80, Nicu în 87 a plecat la Sibiu. Dar eu rămăsesem la un moment dat singurul apropiat al lui
a lui Nicu, din fosta gașcă și din actuala, că acum, sigur, era canalizat să se întâlnească cu oameni politici, cu să întâlnea cu plăcere. Unii erau simpatici, am cunoscut și eu, dar îi plăcea, cu limite. Îi plăcea lumea în care ajunsese, lumea politică, față de ce petrecuse da, până... Nu, deci el a fost, da? Nicu a avut o aptitudine deosebită pentru partea asta de politică. Nu întâmplător a fost, acum fac o paranteză, acolo nu cred că a plătit cineva ca Nicu să fie ales președintele Anului Internațional a Tineretului, 4 ani, sediul la Viena, e un organism pe lângă ONU, a stat mai mult la Viena 4 ani, avea relații externe foarte multe, a condus Tineretul României și a avut câteva realizări, la fel ce spuneam și de tata, a coordonat un colectiv care a avut niște realizări atât... Cum care... l-ați caracterizat pe verișorul dumneavoastră? E complicat, așa, în două vorbe să... Păi nu în două vorbe, în câte vreți. Este... Poate cel mai bun prieten, poate, sigur, cel mai bun prieten pe care l-am avut. Nu era ușor de înțeles și avea două fațete. Una, pentru prietenii intimi, era adevărat unic, un tip extraordinar de sensibil, un tip manierat, un tip bine crescut. Și una, când eram în gașca asta de nebuni, când sigur trebuia să epateze și el, pentru că nu putea să rămână de căruță pe lângă... Am înțeles. Deci ceva de din mitul prințișorului nu e chiar mit. Făcea trăznăi... Deci asta a fost până în 80. După aceea, deci vreau să vă spun o chestie la modul foarte sincer. Vă rog. Au fost tot felul de discuții, tot felul de porcării care s-au spus despre Nicu, ca Viola, ca Schingii, ca mulți unei... Da, diverse... Unei gimnaste unghiile, cu pleștele, cu asta. Sunt tare curios de ce în 32 de ani a venit una din astea la televizor să spună, bă, eu sunt una care m-a... Sau chiar atunci, în 90. În... Atunci era și mai bine. Da. Pentru că n-a fost... Era concurs de... Pentru că n-a fost, stimate domn, deci Nicu nu avea nevoie să agațe. Era agățat el, era coadă. Arăta bine, avea foarte multe posibilități. Avea numele, material, avea funcția, avea tot ce trebuia, da, pentru... Exact, multe uși deschise, ajuta foarte multă lume. Dacă i-aș strânge pe toți, cred că aș umple cel puțin piața aia din fața Casei Poporului, oameni pe care Nicu i-a ajutat, fără să-i cunoască sau fără să aibă... I-a ajutat din perspectiva de prin secretar la Sibiu sau din perspectiva... Ministrul al tineretului, al numelui, al orice. La Sibiu, eu am avut o escapadă la Sibiu, am vândut niște flori după ce am rămas fără servici, asta e după 90, dacă vreți acum, dacă nu după. Și era să mănânc bătaie din cauza lui Nicu, că l-am luat la mișto, eram cu un prieten, și la împăratul romanilor am zis, bă, hai să ne dăm și noi mari. Să vedem cum a fost Nicu Ceaușescu în Sibiu. Și, domne, cum făcea ăla, Viola, făcea și un ospătar, care era în vârstă, prisese sigur și vremurile alea, ne-a zis, bă, duceți-vă, vă luăm și la bătaie. Nu... Ne-am urcat într-un taxi, eu fusesem la Nicu acasă. Și ăsta, prietenul ăsta, mă, hai bă să văd și unde stătea Nicu Ceaușescu, să văd ce vila avea, ce... Asta era în urma ceea ce s-a prezentat pe posturile naționale. Da, da, da. De astea, clanțe de aur și alte prostii. Și tot așa, taximetristul ne-a lăsat în mijlocul Sibiului, pe niște străduțe, pe acolo unde era casa aia lui Nicu. Era un cartier de vile, erau altele mult mai deștepte ca vila unde stătea el. Stăteau doctori, avocați, oameni, profesori din Sibiu, nu știu cum se cheamă cartierul, dar cei care sunt din Sibiu știu sigur. Și pentru că l-am înjurat pe ăsta și tot îi spuneam, arată-ne unde ducea Gagici, unde făcea nenorocirea ăsta, ne-a dat jos la două noaptea, ne-a lăsat... Încercați să-mi spuneți că era un nume respectat în comunitatea foarte mea. Respectat în Sibiu și după aceea viața m-a dus să merg foarte des în Sibiu la concursuri de echitație. Și pur și simplu când fiul meu intra în teren și mai și câștiga... Era ca Daceada pe 23 august. Toată lumea aplauda, ovaționa. Când... Prima dată am mers cu inima strânsă. Dacă era așa, aveți doi copii. Da. Vă poartă numele în mod evident. Cum e pentru ei cu greutatea acestui nume? S-au născut după 90 și am lăsat lucrurile să curgă de la sine. Au fost niște copii normali, cu prieteni, cu copii la școală, spre surprinderea mea. Au avut părinți
normali. Da. Și au avut din toate categoriile sociale. Dar poate că sociale. Se știa că sunt copiii dumneavoastră și dumneavoastră sunteți... Păi sau Ceaușescu, păi un nume, Ceaușescu, că mai sunt știau, oameni purtători de nume știau, ăsta, cel fără puțin, să aibă ceva vreo cel puțin profesorii, directoarea știa cine sunt. Deci nu au avut niciun fel de problemă vreodată cu ce au făcut prieteni, ne-au fiecare pe unde au umblat. Și acum de câțiva ani au început să mă întrebe lucruri pe care ar vrea să le știe de la un martor ocular al vremurilor. Da, care e cea mai mare curiozitate a lor? Păi începând cum am putut trăi pe vremea aia fără cingam și tabletă. Adică tot ce au ei acum. Exact. Și fără Toblerone, cum se putea trăi? Păi se putea destul de bine, foarte bine chiar. Au înțeles diferența de statut? Totuși că dumneavoastră nu sufereați puțin, de puțin, lipsuri așa cum sufera un român de rând. Stimate domn, aici ai, iarăși am o părere personală. Vă rog. Eu am lucrat în agricultură. Și asemenea colegilor mei, de care sunt foarte apropiați și chiar mă văd peste două zile, mă văd în fiecare an, ne facem timp și ne vedem trei zile, am fost foarte uniți, asemenea și celor specialiști în agricultură, cei care au lucrat în agricultură și spun că n-a fost bine, din punct de vedere al coșului personal, să zic așa, ori au fost tâmpiți, ori au fost... Bun, dar acum că dumneavoastră reduceți ecuația socială la grupul acesta, în mod evident n-au dus-o rău, că na, era o piață neagră unde toată lumea tranzacționa. Era un troc. Eram un troc. Grosul populației se descurca greu. Să nu vă contrazic și asta a fost lucru cel mai rău al vremii respective. Asta să vă întreb. Care a fost cea mai mare greșeală pe care credeți că a făcut-o unchiul dumneavoastră? Și dacă discutați cumva în familie, înainte de 89, da, sigur despre realitatea paralelă vieții dumneavoastră? Sigur că discutam. Cred că cea mai mare greșeală a fost că a avut încredere prea mare în colaborator și cred că nici nu a ales cum trebuia. Sau nu știu dacă de la un moment dat îi mai alegea dânsul. Pentru că e clar, după părerea mea, ca un om care a mai auzit discuții pe lângă casă, pe acolo, era foarte izolat, în special ultimii ani. Deci dumneavoastră mergeți pe teza asta, că era izolat, îi se ascundeau lucruri, îi se ocultau lucruri. Haideți să vă spun, vă dau un singur exemplu, vă rog, că n-aș vrea să luați de bun numai ce spun eu. Deci una, au fost lucruri clar rele și bune. De la căldură, eu am plecat de acasă, eram în armată în 80 și am plecat din primăverii de pe Calinin la 500 de metri de Palatul Prezidențial, să-i spun așa. Am plecat la 30 decembrie din cauza frigului. N-aveam gaze deloc. Și am spus, bă, decât să tremur de frig, mai bine vin la facultate de la 15 km de București, nici nu era circulația care e acum, în fine. Și am preferat să mă duc acolo. Deci sunt lucruri, oamenii într-adevăr. Dar el știa? Știa ce îndură românul în case? Aici este, cum să vă spun eu, iarăși este o nebuloasă. Dar din discuțiile pe care le aveam cu Nicu, cu Zoia, cu soțul ei, cu profesor Oprean, cu Mircea, era foarte neîncrezător în ceea ce îi se spunea acasă. Spunea, mie tovarășii mi-au spus altceva, tovarășii m-au informat altfel. El acasă, dacă avea boală pe cineva, așa, nu spunea, mâine mă duc și îl rad pe ăla. Spunea, mâine mă duc și pun în discuția comitetului politic să hotărească comitetul politic ce se întâmplă cu Georgică, Vasilică, Costică. Deci în sinea lui omul era într-adevăr un democrat și nu era un tip care vrea să facă totul singur. Că în jurul dânsului s-au creat alți pol de putere, asta este o altă discuție. Dar ce încercam eu să vă întreb altceva, și dacă îmi permiteți. Am zis că vă dau un exemplu. Vă rog. Deci a fost, cred că verișoara mea Mihaela sau Serghei, la un om pe care nu-l putem, una, este o personalitate și ne putem contesta orientarea politică, să-i spun așa, la ora asta. La, pot să spun nume? Vă rog. Dar e de la concurență. Dar nu are, domnule, nicio legătură să La Răzvan Dumitrescu. Așa, și omul a spus, bă... A fost coleg. A fost coleg. Un om
care mie personal îmi place foarte mult. Okay. Ca emisiune, nu vă gândiți la altceva, că sunt normal. Sunt normal. E cu progresismul, nu? Că așa. Și a zis, bă, eu stăteam, unde stăteam, peste colț aveam o alimentară. A venit Ceaușescu cu vizită. Cu o zi înainte au venit camioanele, au umplut, deși nu mai văzusem produse de marcă, mm-hmm, de foarte multă vreme. Toți așteptam să treacă Ceaușescu, am aplaudat, am cum erau. Să începe să cumpărăm. De unde? Că au venit unii din spate și au hop? Exact. Eu nu cred că omul era atât de dus cu creierul încât să se ducă să-și organizeze vizita singur. Să ducă produse, după care să le ia. Bun. Asta, deci este clar asta că a fost teza dumneavoastră, că a fost manipulat, mințit sau indus în eroare. Dar eu încercam să vă întreb altceva. Familia Ceaușescu, cel puțin din partea domniei sale, avea 9 frați, destul de numeroasă. Dumneavoastră ați fost 18 nepoți. Pentru orice om, există o ancoră familială în care se încrede, cu care se sfătuiește. Tocmai v-am spus. Păi da. Deci dacă copiii lui îi spuneau la frați, frații erau la ce mai percuta, mare. Dacă nu percuta la ce îi spunea Nicu, Zoia, pe Valentin, dumneavoastră, tatăl dumneavoastră. La comitetul politic. Iar cei din comitetul politic, iarăși este o poate părere personală. Poate că prefera minciuna și domnia sa în detrimentul realității. Nu. Deci nu, asta era o chestie care, inclusiv la mine în familie, n-a fost acceptată niciodată. Vă mai spun un episod. Terminasem facultate, eram pe câmp pe la Călugăre, ne-a chemat acolo, a venit să măsoare niște lanuri de porumb, să evalueze niște lanuri de porumb. Și le spune cu securiș, cu cântar, cu dracu să-i pieptene. Și zice, bă, faceți 6.000 de kilograme de porumb aici. La care specialiștii care îl înconjurau, nu facem, tovarășul, facem 10.000 de chile. Bă, uite cât ștuleți sunt pe plantă, câte plante la hectar, câte grame au ștuleții ăștia, hai, ies 7, dar să zicem că să mai pierde, să mai nu știu ce, îți fac 6. Și ea, nu, tașu, 10. Păi dacă ziceți voi că sunteți de meserie, eu nu sunt. Dar uite, în toamnă venim să vedem când recoltați dacă ați făcut 10. Păi 10 au făcut, sigur că au făcut, cu pământ, cu tot. Da. Ei, ca să susțină ceea ce afirmau, aveau posibilitatea să îl inducă în eroare. Acum, e posibil. Nu dețin adevărul absolut, mai ales că eu n-am fost în cercurile astea foarte... Făcând agricultură și eu mă loveam de faptul că trebuia... Le mai rotunjai, le mai dădeai cu virgulă, cu nu știu ce, dar nu la modul ăsta, de la 6 la 10. Da. Probabil că și politic bănuiesc trebuia să fie o chestie de asta, dar... Cei care și-au menținut poziția și n-au ținut de scaun sau nu și-au vândut demnitatea, așa, n-au de suferit pe chestia asta. Adică Nicu, de exemplu, vă dau un exemplu. Nicu, bine, era fis, o să spuneți. Păi, dar erau lupte. E cel mai facil argument, dar e foarte solid. Erau lupte pe chestia asta. Cu ceilalți de sub taicăsu. Ce se întâmpla în producție, în agricultură, probabil și în industrie, nu vorbesc de industrie și de astea, el aia spunea. Am înțeles. Dar cât privește influența, că vorbeați de dumneavoastră, de cercul acesta restrâns din comitetul politic și așa mai departe, ea, tovarășa, exercita și genul ăsta de influență asupra lui, contribuia și ea la cosmetizarea realității, la inducerea lui în eroare, la că vă văd că deja schițați un zâmbet... Da, dânsa cred că a fost unul din punctele slabe ale... Deci dumneavoastră spuneți că și dânsa era ale, catalizatorul fostului, nu intenționat, răutăților? Nu intenționat. E greu pentru noi, trăind într-o societate ca asta în care trăim, așa, să analizăm mentalitatea unui om plecat de la țară cu niște... dogme bine însușite, pentru că mentalitatea oamenilor de la țară și astăzi este diferită față... Corect, dar mai ales atunci, atunci în contextul era și mai social, inclusiv fricțiunile, da? Fricțiunile, exact, dintre ea și Nicu, Zoia, Valentin, s-au datorat acestei lupte între generații. Pentru că dânsa avea niște... Nu spun că era rău intenționată. Da, ați interacționat cu ei la momente festive de familie, nu, de ceva? Nu, așa ceva nu. Ai mei până la un moment dat au fost și ceilalți frați, de la un moment dat nu s-a mai intrat în casa acolo. Nu? Nu. Dar rețineți vreun moment în care ați fost în... Eu n-am fost niciodată. N-ați fost niciodată? Ei, eu am fost în două ipostaze, așa, dacă e să o luăm
poate să mă placeze fie într-un pol, fie în celălalt. Vă rog, ori de dizident, ori de tâmpit de nebun. Așa. De amândouă dățile am fost cu Nicu. Veneam de la Biblioteca Academiei, de pe strada Academiei, jos la subsol, era Biblioteca Academiei, Barul Atlantic, Barul Atlantic, Barul București după aceea și a zis, el era foarte inteligent câteodată, îl ducea mintea de mai bine stăteai departe. Zice, bă, mergem până la mine să mă schimb. Așa. Și după aceea mergem, trebuia să mergem la un ceai, la o petrecere, nu mai amintesc. Și zic, bine, du-te și te schimbă, dar de ce trebuie să vin eu cu tine în casă să te schimbi? Deci era 1-2 noaptea. Era... Și zice, bă, hai bă cu mine. Zic, păi ce să-ți fac eu să vin să... Nu bă, nu o să stai în mașină. Lasă bă că stau în mașină, stai liniștit. Vă era teamă să intrați la... Păi, teamă. Nu neapărat teamă, dar era rușine, era respect pentru că... Da, era, conștientizam de acum cine este, că aveam și eu vreo 20 de ani, conștientizam cine este, mai ales că dânsul avea o ținută și mi-au fost niște oameni aparte. Și ați intrat până la urmă? Normal că da. Da? Normal că și? Da. Și? V-a frapat când mergeam... Da, m-a frapat când am văzut-o pe mătușii mea despletită în cămașă de noapte în capul scărilor. Nu dracu, cred! Cum să nu te înfrapeze? Avea o vază care există și acum acolo, am fost cu copiii, le-am arătat casa, există și acum o vază chinezească, la cât de idiot puteam să fiu și sigur, erau și niște influențe. Deci ai ieșit parte. La 2 dimineața în capul scărilor? Păi l-a auzit pe ăla și venea să-și întâmpine odorul. Unde ăla ai fost era... la oră până la ora asta? Ei, nu, dar mămică, mănânci, ți-e foame. Ei, deci era o mamă foarte grijulie. Nu vă închipuiți că era un satrap, nu vă închipuiți că era un satrap să tea cu barda. Degea ce a făcut și unele le-a făcut terminați, rău. Terminați intuțiunea asta. Când am văzut-o, îți dai seama că m-am trezit, au trecut Johnny Walker pe lângă mine. Eram... A rămas fără vorbe. Ce deci, pot să spun? Ăla a fost singurul moment în care ați dat nasul deci asta a fost odată și a doua oară era zi și veneam de la o vânătoare cu Nicu și tatălui era pe scări. Fusesem la o vânătoare cu, nu știu, era șeful UTC-ului, al RSS-ului, ceva de genul ăsta. Și m-a luat, hai bă să vezi tu cum e la vânătoare, trebuie să-l botezăm pe ăsta, e obiceiul la vânătoare, da. Iei cu niște nuiele și îl bagi bine pe ăla. Și l-a bătut pe rus săracul, de i-au sărit capacele. Și tot așa, hai să mă schimb și mergem să ne întâlnim cu băieții veseli. Și zic, bă, m-aș duce și eu acasă, lasă că trecem după aia pe la tine, aia întâi la mine. Și când am coborât din mașină la el în curte... Tot noaptea se întâmpla asta? Nu, asta era ziua. Ziua. Am dat nas în nas cu taicăs. Deci, sincer vă spun, lăsând la o parte, era totuși un chim, nu putea să-mi ia gâtul. Normal. Da, știam că tata ține la el, era obiceiul de la țară, încă o dată revin la mentalitatea de la țară, era fratele mai mare, Nenicu, cum se spune la țară, așa. Tata a ținut foarte mult la el și el la tata, deci era o chestie plină de... învățăminte pline de respect, de civilizație, de condescendență. Așa, și l-ați văzut? Și dânsul coborat din mașină, ăsta zevzecu a parcat mașina în spatele lui Tasu în curte acolo. Sigur că am coborât, nu era stau ca mutul mașină. Era un om mai în vârstă până la urmă, nu neapărat. Da. Și am dat mâna, a întrebat, sunteți cam afumați. Eram. Și când se uita... Știi cum simțeai că trece privirea prin tine? Îți făcea röntgenul de acum sau CT-ul, ăsta e mic copil. Deci avea o privire nativă, era tot o chestie nativă. Te stăgeta. Da. Deci asta a fost aici, la casa din primăverii. În rest nu se intra. Mergeam la cât au dar trebuit. Dar n-aveați momente de familie, aniversări, nu nimic? Nu? Nu există. Deci n-am participat, ai mei v-am spus, au fost până la un moment dat. Înțeles. După care s-au închis, nu mai organiza absolut nimic. Ce întâlnire le avea la clubul ăsta, nu știu cum se cheamă acum, clubul de jos de acolo, de vis-a-vis, pe malul lacului, cu comitetul politic, oameni foarte puțini, cei care erau agreați în cercul ăsta, pentru că se crease deja ideea și în jurul dânsului toată lumea avea grijă să nu afle lucruri care poate să-l supere.
Probabil și din cauza sănătății și din cauza asta, dacă vârstei. Cu ce spuneați mai devreme, că de la un moment încolo și tovarășii ascundea și toată lumea ascundea pentru a-l feri de... Deci nu spun că a fost Fecioara Maria, să nu mă înțelegeți greșit. Am înțeles. Da? Dar v-am spus, una, l-am evocat pe Cristian, pe Răzvan Dumitrescu, și al doilea, în ceea ce a făcut, sigur că unii au perceput anumite lucruri rele, că fiecare am avut câte o chestie pe mine, de exemplu, acum sunt măgar. Mă deranja că să închid discotecile și barurile. Nu mă deranja. Fiecare cu grijile lui. Altul că n-are căldură în casă. Erau oameni lumina, care aveau, că se închide televizorul. Erau oameni care aveau copii, n-are, nu găseau lapte. Exact, care, exact. Deci pe fiecare are câte o amintire. Da. Dar una peste alta, mi-a plăcut foarte mult și foarte multă realitate în ceea ce a spus Petre Țuțea, pe care nu-l putem acuza de simpatii comuniste niciodată, despre epoca Ceaușescu. De unde a luat Nicolae Ceaușescu România și unde a lăsat-o? Bine, nici nu știm cum ar fi fost România, dacă altul ar fi fost regimul, dacă ar fi continuat monarhia și așa mai departe. Păi, când, acum nu vreau să mă cer cu dumneavoastră. Doar, nu ne cunoaștem. Nu ne cunoaștem. Și dacă ne certam, nu cred că dădeam mesele deci la de unde am plecat în 44 știm bine. Da, pentru că sunt izvoare scrise și nescrise istorice au avut grijă. Deși istoria o scriu învingătorii și este cosmetizată de cei care o scriu. Dar ca... date statistice, cred că s-a realizat extraordinar de mult. Da, putem vorbi de industrializare. Stimate domn, haideți să ne gândim la contextul istoric, la zona în care am căzut. Că ne-au lăsat și unii și alții cu ochii în soare de partea asta la altă. Repet, e o perioadă mult prea tulbure ca să o vedem noi foarte clar acum, nici nu, în câteva minute. Nu, dar nici evident nu că în orice regim găsești și sunt niște păreri personale. De la politica externă până la industrializare, cum am mai spus, și multe alte lucruri. Dar nu de asta ne-am întâlnit. N-am înțeles, în definitiv, care ar fi fost cel mai mare reproș pe care l-ați fi făcut unchiului dumneavoastră, adică raportat la greșelile făcute, că la plusuri am înțeles. Adică unde simțiți că a greșit foarte, foarte mult? Unde s-a compromis? Deci, nu neapărat... pentru că, haideți să ne înțelegem, nu a fost o conducere unică, cum ne place să credem. Pentru că un dictator adevărat să rămână la Iamănene în drumul spre Târgoviște, lăsat cu ochii în soare, cu gentuța în mână, să-l ia doctorul veterinar de la Protecția Plantelor. Vă referiți la momentul cu fuga de pe CC? Păi și așa, ăsta e finalul, da? Și cum s-au desfășurat evenimentele anterior. E greu să tragi o concluzie, dar eu apreciez, încă o dată, este părerea mea, apreciez că dacă ar fi avut mai multă deschidere vis-a-vis de program de televiziune, de informații, de... Deci au fost perioade dacă diferite. Dacă ar fi slăbit-o un pic, da, dacă n-ar fi fost încursă... Dacă atunci, eu vă spun ce să comentea pe piață la vremea respectivă, la un pahar de... Asta e, de când au început? 82-83 au început nenorocirile, pentru că asta vreau să vă spun, că până atunci eu am făcut un liceu de mare ținută, 24, actual Jean Monnet, pe care l-au făcut toți companionii mei, unde cu toate că eram numai copii de șmecheri, să făcea carte, nu să negocia disciplină și alte lucruri. Singurul care, ăsta n-a fost, a făcut Caragiale, globtrotterul ăsta. Sergei Mizil, da. El oricum a fost artist de mic, artist plastic și ăsta era mai bine să nu-l ai în clasă decât să-l ai. Dar au fost vremuri, gândiți-vă că erau 10 ani înaintea mea. Dar aici unde am fost eu, într-adevăr, am niște profesori eminenți, niște profesori deosebiți și cu toate că era un liceu de șmecheri, să făgea carte. La televiziune, unde este acum o bancă și un dăsta de mâncare, era un complex alimentar. Și am terminat în 80 liceu. În față era autoservire, în spate era un băruleț cu prăjituri, cafea și țigări băuturi. Da, leguri.
Deci se găsea absolut orice. Kentu, Marlboro, au, mi-a ieșit. Țigările bune se vindeau la bucată. Deci, elev fiind, cumpăram cu un leu o țigară. Vis-a-vis în stația 31 era un chioș de ziare, care mi se pare, e și acum, și de acolo cumpăram Pif, Rahan, Parimaci, astea de modă, nu mai știu cum dracu se cheamă, că n-am fost cu... Deci dumneavoastră spuneți că dacă slăbea un pic după, spre soarea în anii ăia, dacă, dacă relaxa lucrurile un pic, dacă n-ar fi, dacă n-ar fi apărut în 82-83, da, ideea cu stinsul luminii, cu programul de televiziune, lucrurile ar fi cu, arătat altfel. Eu sunt convins că da. Pentru că, gândiți-vă, făcând o similitudine, nu sunt un fiind analist, Doamne ferește, să nu mă luați așa. Vreau să aud varianta noastră de poveste. Gândiți-vă emulația care a fost în 68, când au intrat URSS-ul în Ceoslovacia și aveam trupe pe toată granița, că eram înconjurați de URSS din toate părțile, iar România a fost singura țară socialistă care n-a avut trupe în, da, în România. Emulația populației în jurul întregii conduceri, nu numai a lui. Și disprețul de care s-a bucurat în ultimii ani. Și felul în care a sfârșit, și tocmai despre asta vreau să vorbim în partea a doua, domnule Ceaușescu, Nicolae, despre sfârșitul unchiului dumneavoastră, despre prăbușirea unei lumi și despre adaptarea dumneavoastră la capitalism ca adaptarea fiecărui român din acea perioadă în partea a doua. Că sunt niște povești fascinante despre cum s-a dărâmat acea lume, despre cum ați pășit în altă dimensiune. Cum am perceput-o eu. Exact, și cum dintr-o dată ce erau aliați, prieteni, s-au întors împotriva dumneavoastră, a familiei dumneavoastră, a numelui dumneavoastră. De dar, cort, repet, lăsăm asta pentru partea a doua. Vă mulțumesc, vă aștept și în episodul următor.